știi, în simulare tu poți să faci tot ce vrei. Cantor. Poți să iei și 3 și 4. Nu contează, e simulare. Nu am fost pregătit suficient, nu am făcut niciun fel de pregătire. Dar în bac tu știi că tot atâta o să iei. Și o să-ți rupă tactul capuc. Este prima oară când am dat bacalaureatul. Alea sunt notele, n-am de ce să ascund. Asta e rezultatul. Adică 3,4 la limba și literatura română, 2,2 la matematică și 1,6 la fizică. Acestea sunt notele pe care le-a luat la bacalaureat Dănuț Duță, viceprimarul din Bărcănești. Vicele ar avea o scuză. Au trecut 4 ani de când a terminat liceul la Seral. Intenționa să dea bacul anul viitor, însă șeful lui l-a împins să o facă acum. La insistențele primarului, anul acesta s-a înscris la examenul de bacalaureat, dar rezultatul a fost unul dezastruos. Am zis, domnule, dacă tot mă susține și mă îndrumă, am mers și am încercat să văd cunoștințele exacte. Mă întărește faptul că domn primar a avut încredere și are încredere în mine. Ne dați postul și pe urmă vedem noi. Ne recalificăm. Localnicii pe care îi reprezintă Dănuț Duță nu sunt deranjați că au un viceprimar fără diplomă. Vicele e cunoscut în comună ca un om muncitor, așa că ce nevoie ar mai avea de carte? Nu fi știut să zică ce a trebuit. Acum să învețe mai bine, să meargă capul mult mai bine, ca să răușească. Travale. Nu știu pe care te-ai făcut la noti. Nu știu. N-am fost eu cu el în bancă. Să încerci. E băiat bun. Inteligent și cu bun simț. Și diplomat. El a fost prin nepregătit. Dacă e un băiat gospodar și satul este mulțumit de el, uite, acum bagă, schimbă conducta de apă, a promis că o să bage și gaze. Școală n-a prea băgat și nu i-a dus lipsa. A lucrat și în privat, tot în administrație, după care a ajuns la primărie. Dacă oamenii l-au votat, a fost mai întâi consilier, iar apoi mare viceprimar. Legea îmi permite să candidez doar cu liceul și nu m-a obligat nimeni, n-am întâmpinat niciun fel de dificultate. Nu te mai gândi, dragă, n-are rost. Mai lasă mintea să se odihnească. Și-a odihnit mintea cam mult, dar vicele nu e rușinat de rezultatul obținut. Are și un sfat pentru alții ca el. Sfatul meu este oricând vor și se hotărăsc să meargă să dea bacalaureatul fără niciun fel de probleme, fără nicio remușcare, chiar dacă sunt după anumiți ani trecuți. Și o să încerce și la anul. Vom vedea.